Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Chicken Invaders. Haideți să ne continuăm aventura noastră minunată și puțin periculoasă, pentru că mai avem o singură viață. Deci cred că dacă o să mai mor odată, cred că mor de tot și pierd tot progresul. Sau nu știu exact cum funcționează joculețul acesta. Vreau totuși să vă mulțumesc pentru cele peste 9000 de like-uri. Nu mă gândeam că o să vă placă atât de mult Chicken Invaders. Dar am fost bucuros să văd. Bă, nu înțeleg nimic ce neva se întâmplă aici. Trag foarte repede. Da, am fost bucuros să văd că totuși v-a plăcut episodul. Și noi o să continuăm astăzi. Trebuie să am grijă la orice chestie micuță, pentru că dacă mai mor odată, suntem rip de tot. Cam aia e problema. Și asta e cam nasol. Nu știu totuși cum fac rost de încă o viață în plus și măcar să am două, să nu mai joc așa cu frica aia. Se încinge arma. Parcă pe Space pe Enter. Oh my god, explodează tot. Am înțeles, ok. Bun, hai să vedem. Ne trebuie o armă mai bună, nu prea îmi place asta. Extra Missile. Sau mi se pare că mai avem încă o viață în plus, că ne scrie acolo 1 și după aia scrie 0. Ah, nu sunt foarte sigur. Oh my god, trage cu ouă. Oh, e un fel de mini boss. Ok. Sunt așa enervante ouăle astea, pentru că nu țin cont și mă trezesc cu unul fix în față sau intru direct în el. Ia stai mă să-i dau eu ăstuia o rachetă. Ia zi, boss. S-a terminat tot. Dar nu mai țin minte exact ce trebuie să faci ca să primești o viață. Deci ciortanelele, dacă iei foarte multe, primești poate din ăla? Nu, aia e doar ok. Din ciortane mi se pare că primești rachetele speciale. Bă, nu-mi place deloc arma asta. Ce naiba. Ok, asta pare oarecum mai bună. Nu neapărat. Trebuie să ne gândim la o armă și să rămânem cu ea, să nu mai schimbăm. Se supraîncălzește. Cred că și chestia asta mă lovește, care arată ca o flacără sau ceva. Hai să tragem o rachetă să scăpăm de tot. Așa, cred că mai avem ceva până la boss. Deci bossul anterior ne-a cam dat niște... Cred că glumești. Abia luasem o viață în plus și am murit. Avem două vieți și am murit instant. Bă, pe bune, deci joc pe cea mai mică dificultate și jocul ăsta chiar... Chiar mă face să stau cu frica în sân, așa știți cum se spune. Vreau să pierdem arma. Cred că aia ne dă ceva mai mult damage sau ceva de genul. Bă, da, am intrat în ouă ăla, n-ai ce să faci, e periculoasă treaba. Hai să mai tragem o rachetă de asta, că sunt prea multe găini pe ecran. Dar n-am fost atent ce mi-a dat viața. Dar n-am fost pe fază să văd. Wave 25. Mai avem până la 30. N-am fost pe fază să văd ce mi-a dat o viață în plus. O să luăm cadou. Nu-mi place deloc arma asta. În cadou mi se pare că se află chestia verde cu care trag cu click dreapta. Parcă arma se supraîncălzește. Destul de dificilă treaba. Vă dați seama, dacă jucam și pe cea mai grea dificultate, eu mă chinui pe cea mai ușoară. Nu uitați să apăsați și pe butonașul acela de like, dacă susțineți seria de Chicken Invaders. Danger Zone, era să stau acolo, credeam că e... Safe Zone. Ia ce vine. Ce vine? Bă, cred că glumești. Bă, câte găini. Ok. Cercul ăsta era cu Danger Zone, deci ne dăm la o parte. Încercăm să tragem în dânsele. Opa. Nici chiar așa. Să nu mai intru în ouăle alea. Deci ciortanele ne ajută la rachete, dacă nu mă înșel. Odată ce avem foarte multe, ne mai dă câte o rachetă sau ceva. Dar încoace, sunt curios care va fi următorul boss. Chestia asta, alea verzi legate așa între ele pe care le-am luat adineauri, îți schimbă puțin arma și cred că o face mai puternică, atât tot. Și-au luat scud nebunele, bă. S-au șmecherit. Ok. Oh my god, ce era să intru în aia verde. În scutul ăla. Vedeți acum chiar tragem mai puternic. Ar trebui să încetez să mai tot schimb arma. Eu când văd un cadou mă duc direct după el.
Adică acum arma parcă e ceva mai puternică. Cred că o să rămânem cu arma asta sau nu știu. Perfect. Ar trebui să fie ceva, un scut, știi, să mă apere de o lovitură sau... Nu credeți? În loc de vieți? Să existe și scut sau ceva? Îmi place jocul ăsta pentru că e satisfăcător. Așa când omori găini. Dar cu arma asta parcă nu mai e așa satisfăcător momentan. Dar o schimbăm noi până la urmă. Și mai puternic. Cred că cel mai bine îți alegi o armă și apoi aștepți doar să pice chestii de la verzi ca să se upgradeze arma pe care o ai la momentul de față. Ce face cheia? Mamă, e OP arma asta. Ok. Asta îmi place. Păstrăm arma asta. Dar asta nu cred că e bună la boss. Hai să păstrăm arma asta și să luăm chestiile alea verzi, să vedem cum o upgradează. Mi-a dat o rachetă, mănânc sandwich, ciortane, nebunii. Mi-a fost dor de jocul ăsta. Ce naiba are minge de fotbal? Ok, numai de minge de fotbal nu mă feream eu. Bă, da, arma asta e ciudată, trage în toate direcțiile posibile. Îmi place. Nu e rău. Hai să le dăm o rachetă, așa. S-a întâmplat cumva ceva sau nu? Gata. Trage și mai tare arma asta acum. Danger zone. Marching on. Mai sunt două. Oh my god. Mai sunt două wave-uri. M-am și speriat. Oh, ne-am upgradat arma iar. Oh, trebuie să am grijă la ouă ăla. Eu nu mai sunt cu ochii pe găini. Înainte păstram ochii pe găini. Oh, am luat o viață în plus, dar nu știu de ce, ce ne-am făcut. Ah, la câte un milion scor cumva? Nu! Urăz jocul ăsta. Bă, dar urăz, deci de fiecare dată când iau viață în plus mor. Nu înțeleg ce se întâmplă cu mine. God fucking damn it. Și acum a ieșit boss-ul. Cake. Ok. Credeam că nu înregistrez, m-am și speriat. Freze chestiile alea, bă, ce naiba. Nu! Dacă explodează totul, mai văd pe ecran chestiile de care trebuie să mă feresc. Oh my god. Nu, 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 nu. Ok, cu mare grijă. Nu mai avem foarte multe vieți, deci nu vreau să riscăm foarte tare. De mai repede mor la monștri normal decât la boss. Bă, e bună arma asta, adică dă destul de mult damage. N-am văzut cât damage dă o rachetă, n-am fost pe fază. Și se și supraîncălzește foarte greu. Oh my god, aia a fost aproape. Oh, a fost super aproape. Sper că îmi dă o viață dacă bat boss-ul. Dă o viață la băiatul? Nu prea. Oh my god. Stop weapons from overheating by monitoring your heating gauge. Sau nu știu cum se pronunță cuvântul ăla. Făceam asta deja. Oh my god, am bătut vreo 3 boși până acum. Deci ne interesează foarte tare scorul. Sunt sub apă? Ce facem? Ne jucăm Subnautica. Epsilon, nu știu ce. Avoid contact with the ocean floor? Oh my god. Cine ba se întâmplă? Au dispărut găinile, ne batem cu... Habar n-am ce sunt astea. Ok. Firepower. E că dă mai mult damage. Wave 32. Cine ba a fost... Oh my god, găincu, dă-lea... Să respire sub apă. Ce drăgălașe sunt. Ok, wow. Deci ne interesează să facem 5 milioane scor neapărat. Era să intru în piatra aia cumva sau mi s-a părut mie? O să fie puțin mai... Nu vrem să luăm cadou. Pentru că îmi place prea mult arma asta. Cred că îmi dă ceva scor în plus, corect, dacă iau ciortanele. Bă, de la viața anterioară, nici măcar nu știu în ce am intrat de m-a lovit, că nu era niciun nou. Oh, m-am și speriat.
Că nu era niciun nou, știi? Ok, calmați-vă. Am ratat cheia aia, din păcate. Cine mă mai pot să-i omor? Sunt prea rezistenți ăștia cu submarinul lor. Wow, ce asta? A zis că safe zone-ul e doar în zona asta, nu știu dacă pe tot parcursul nivelului. Vreau să iau chestia aia. Firepower. No, no. Stai acolo. Danger zone. Stai acolo. Ai de capul meu, câte astea sunt. Hai să tragem cu o rachetă de-asta. Să explodeze tot. Ne trebuie ceva vieți în plus. Mamă, câte ciortane. Trebuie să am grijă la ouă. Extra missile. Super. Mai dăm o rachetă. Pleznește tot. Ok, ne mai dă ceva puncte în plus. Nu știu neapărat dacă trebuie să păstrez rachetele pentru boss, nu cred. Adică... safe zone iar. Trebuie să fiu cu ochii în patru pe ouăle alea. Nu mai aruncați cu ouă. Bă, stau cu frica în sân, așa, știi cum se zice. Din cauza faptului că mai am doar o inimioară. Oh my god. God damn it. Nu, am schimbat arma. Ok, încă e bine, încă ne descurcăm. Ne apropiem de încă o viață în plus. Totuși. Wave 37. De ce naiba am schimbat arma? Ok, arma asta nu e rea. Totuși se încinge cam repede. Ok, nu mai fac față prea mulți amici. Omoară găinile astea. Încinge arma asta prea repede. Hai să schimbăm. Am schimbat-o cumva cu aceeași armă. Trage repede totuși, îmi place. Cred că dă mai mult damage pe secundă. Spune-mi că glumești și că nu trebuie să mă ofereze pietrele astea. Ok. Vedeți, îi distruge. Oh my god. Îi distruge mult mai repede. Da, cred că îmi place mai mult arma asta. Și am luat-o din greșeală. Perfect. Cheița. Dă-o la băiatul, aproape. Hai, de încă doi inamici. Și facem și noi, mai luăm o viață. Wave 39, ne pregătim pentru boss. No, no. No. God damn it. Yes, o viață în plus. Asta e partea în care mor? Sper că nu. Să-mi păstrez și eu viața. Nu o să mai schimb arma. Deci la fiecare milion de puncte. Interesant. Destul de greu totuși. Nu știu ce să vă zic. Oricum vine boss-ul. O să încercăm să facem câte... cine bă aia? Wow, 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 era să... wow, wow, wow! Ok.
Tocmai ce am ratat, ce naiba? Ba nu, n-am ratat! Găina asta chiar crede că mă bate pe mine? Oh my god. Oh, dar dă mult damage. Deja 60%. Ah, dar am rămas fără rachete de alea, aia e partea nașpa. O să trebuiască să ne bazăm doar pe damage-ul nostru. Perfect, avem și două vieți. O ducem bine. Perfect. Yes. Rest now jellyfish. Bine, mă, ești nebun? Am reușit eu cu o viață să ajung până aici și să mai fac vreo și de una. Dacă n-aș fi murit deloc, gândiți-vă că aveam vreo 3-4 vieți. Ar fi fost perfect așa. Ce ne mai așteaptă? Alien Artifacts, Seldon, nu știu ce. Suntem iarăși în spațiu. Lasă să văd ce inamici avem la primul wave și după aia încheiem. Capitolul 5. Military Parade. Oh my god. Găini de armată. Asta e tare. Hai să le omorăm și după aia încheiem. E tare jocul ăsta, n-ai să zici. Așa, distractiv și oarecum satisfăcător. Noi să ne oprim aici totuși. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonașul acela de like. Eu vă mulțumesc din nou pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!